O femeie în vârstă de 70 de ani din Suceava a ajuns în stare gravă la ATI după ce a consumat o conservă de legume. Bătrâna este suspectă de botulism după ce a ajuns la spital cu tulburări de înghițire, modificarea tonului și intensității vocii și căderea ploapelor, simptome specifice bolii. Este al doilea caz de botulism din acest an în Suceava, primul fiind înregistrat în luna martie la un pacient în vârstă de 60 de ani care s-a îmbolnăvit după ce a mâncat zacuscă pregătită acasă. A fost salvată de serul antibotulinic administrat de medicii suceveni.